Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Suntem la Gorj Obiectiv. Alături de mine în studio este președintele Federației Naționale Mine Energie, domnul Dumitru Pârvulescu. Bună ziua, bine ați venit, domnule Pârvulescu. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc. S-au regăsit, mai bine zis. Da, într-adevăr, încerc pe cât de des se poate să aduc în studio reprezentanții ai angajaților, pentru că până la urmă asta, în definitiv asta sunteți, înainte de a fi președintele unei federații, sunteți reprezentanții angajaților din complexul energetic Oltenia, pentru a le explica oamenilor care este situația. Și recunosc că astăzi sunt multe de explicat, domnule președinte, de la ceea ce se întâmplă în momentul de față în interiorul Federației Naționale Mine Energie, ce se întâmplă cu Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, până la situația economică, atât cât o cunoașteți dumneavoastră, în care se regăsește complexul energetic Oltenia. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să încep cu primul subiect legat de ceea ce s-a întâmplat în data de 2 septembrie, atunci când s-a decis desființarea sau dizolvarea Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia, domnule președinte. Nu vreau să vă fac responsabil pe dumneavoastră de acest lucru, probabil că nici nu sunteți în totalitate responsabil, dar cumva tonul, trebuie să recunoașteți, l-ați dat spre dizolvarea USMO, Uniune la care președinte era Marin Condescu, și Marin Condescu care își dorea foarte mult să își mențină această poziție. Ce s-a întâmplat? De ce s-a decis ca USMO să se dizolve? Păi, în primul rând, în acea conferință nu s-a decis ca USMO să se dizolve. S-a decis să fie alasă o echipă de conducere pe termen scurt care să ducă la dizolvarea USMO. Pentru că, bine, pentru a dizolva o astfel de entitate, în primul rând, trebuie să aibă cine să o dizolve, să aibă dorința, dar lucrul mai important, trebuie să aibă mandat. Să aibă și putința, ziceți dumneavoastră. Da, în primul rând putința. Dar punctul zero, trebuie să aibă mandat, pentru că nimeni fără mandat poate să decidă asupra unei entități. În definitiv, ideea este aceeași. USMO va fi dizolvat. Nu este ideea mea, e ideea majorității covârșitoare a sindicatelor din Oltenia, din Federația Națională Mine Energie, pentru că acestea formează Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, ca să o clarificăm. Nu că unii n-ar ști, da. Se fac că nu știu. Da. Chiar și din rândul colegilor dumneavoastră au o problemă cu lucrurile acestea. Probabil. Bine. Deci, ce s-a întâmplat? De ce nu vreți ca să... Nu dumneavoastră, personal, Dumitru Pârvulescu. Cei care au votat pentru dizolvarea USMO. De ce să nu mai există USMO? Păi, pornim de la lege. Actuala legislație a muncii. Actuala legislație a muncii, modificată în 2011, nu mai dă niciun atribut de negociere acestor uniuni sindicale. Ea a fost o organizație foarte bine ancorată de realitățile vechi legislației a muncii, pentru că era entitatea sindicală care negocia contractul colectiv de muncă inițial în CNLO, după aceea în SNLO. În momentul de față, legea e clară. Deci dreptul de negociere colectivă la organizațiile sindicale îl are sindicatul majoritar sau federațiile reprezentative la nivel de ramură de activitate, dacă sindicatele din unitatea respectivă afiliate la federația respectivă cer acest lucru către federație. Sau reprezentanții salariaților, dacă nu e sindicat. Bine, a fost propuneri din partea unor colegi de a transforma USMO-ul în ONG, domnule președinte. Care era ideea? Păi nu se poate, în primul rând. Și atunci de unde au venit aceste... Dumneavoastră, cred că cunoașteți mult mai bine decât mine ce s-a întâmplat cu Casa de Cultură din Târgu Jiu, cu speța de acolo, că au vrut să transforme ceva în altceva. Este adevărat, și ați văzut ce a ieșit. Ziceți, deci dacă dorești să faci un ONG, să-l faci de la capăt. Nu trebuie să-l faci pe o structură pe care oricum nu poți să o transform, pentru că instanța, speța, cazul nostru, Tribunalul Gorj, nu a dat niciodată o astfel de modificare, aveți o astfel de modificare. Cine face parte din comisia care se va ocupa pe mai departe de dizolvarea USMO? Deci, deocamdată, suntem în stadiu de mandatare de către federație, un birou executiv format din persoana mea, colegul Adaru și domnul Etăgan, care avem această atribuție. Am modificat normele la organele de conducere, normele de timp, pentru a se putea ține mai repede, pentru că
dau exemplu, Consiliul General al Uniunii, acela care poate să spună dacă se face ceva sau nu cu patrimoniul, deci un for mult mai larg la parte, ca și conferința. La conferința norma e 1 la 100, la Consiliul e 1 la 150. Referitor la această normă, vreau să înțeleagă telespectatorii, pentru că foarte mult timp s-a bătut monedă pe faptul că se duc o mână de, cum era pe timpuri, o mână de salariat sau nu știu cine și aleg pe cineva. Nu, pentru că cei care se duc sunt oameni aleși de sute mii de oameni. Deci nu sunt oameni luați arbitrar. Deci fiecare sindicat are o organizare, sunt și la noi în federație, de la președinte și până la vice-liderul nu știu de unde, sunt aleși prin vot universal. Deci sunt aleși de sute și de mii de oameni. Deci nu au, cum să zic, nu reprezintă persoanelor. Reprezintă pe aceia care au ales. Am vrut să fac paranteza aceasta ca să înțeleagă că nu sunt picați din cer acei oameni. Deci, Consiliul General al Uniunii poate să decide la un moment dat ce facem cu acest patrimoniu, pentru că dincolo asta de valoarea, dincolo de valoarea aceea de evaluare, de inventar, de înregistrare, din păcate, valoarea de piață nu e aceeași cu această valoare. Și probabil că nu va fi atât de ușor să valorificăm acest patrimoniu, ca acest patrimoniu să se întoarcă la sindicate, pentru că sindicatele l-au constituit, nu l-au constituit Pârvulescu sau niște persoane care sunt persoane care cer anumite drepturi din patrimoniul USMO pe persoană fizică, să zic nu, așa. Nici nu pot. Nici nu se poate. Nici nu se poate, pentru că deci toți cei care, inclusiv domnul Iovan, pentru că am văzut unele declarații domnului Iovan fiind foarte nemulțumit de situația actuală. Nu, deci Iovan dacă citea cere numele sindicatului ceea ce se revendică, da? Dacă Iovan citea primul articol din statutul Uniunii, pentru că el a fost membru câțiva ani buni în această Uniune, nu foarte mult. Poate dar nu știe 2000, bine. Posibil. Glumesc. Posibil. Așa? Nu mai făcea un astfel de comentariu. În ceea ce îl privește pe Iovan strict, să nu uităm că Iovan a contribuit decât cu o cotizație modică, cu un interval de timp, la această entitate sindicală. Patrimoniul acestei organizații sindicale a fost constituit, în primul rând, de contribuția dată de salariați ca și cotizație suplimentară. Da. Și am afișat la timpul respectiv cine a decis această chestie, nu Pârvulescu, nu avea legătură cu... E prima dată când are legătură cu un organ de conducere la Uniune. Și de asemenea, au fost contribuții din partea organizațiilor din fosta SNLO prin fondul acela de 6,5 la mie. Am din păcate, gen Iovan a făcut altceva cu bani în loc să facă... Știu, salariații acolo mai bine decât mine. Cei din USMO au făcut, cum să zic... Și aici trebuie să spun o chestie care nu știe toată lumea. Să nu uităm că USMU creuna la timpul X din sindicatele din fosta SNLO îl plăteau pe Marin Condescu. Deci noi îl plăteam. Deci da. Câteva sindicate. Așa. Sindicatul Roșia, Peșteana, Lupoaia, Roșuța, zona Berbești, zona Mehedinți și Subteranul, bineînțeles. Deci nu, ceilalți nu plăteau nici măcar pe Condescu. Se plăteau pe sine. Ca să înțeleagă lumea. Ce presupune patrimoniul USMO, domnule Pârvulescu? Patrimoniul doar acțiunile la mina? Deci, încă o dată, patrimoniul presupune și activ și pasiv. Sigur. Deci, bine, nu avem datorii foarte mari. Dar sunt? Sunt, pentru că, din păcate, cotizația la USMO nu s-a mai plătit de majoritatea sindicatelor din februarie 2012. Va fi foarte greu să recuperați acei bani. Nu, pentru că datoriile care sunt generate de taxele și impozitele locale aferente activului care l-avem. Speță părții din clădirea de la Rânca, Hotel Mina, da. Și terenului de acolo, pentru că terenul în integralitate proprietatea USM-ul. Astea sunt. Iar și v-am zis, activul care este cotat parte și bineînțeles, suntem asociați la Clubul Pandurii. A nu se confunda asocierea cu acționariatul, pentru că a fi asociat la o astfel de formă de organizare cum e Pandurii, poți să dai, să contribui ani de zile cu ceva, dacă îmi pleci, pleci fără salutându-i, nimic. Bineînțeles.
Bine, mă gândesc că nici nu aveți pretenții, adică nu, nici nu există pretenții din acest punct de vedere. Deci, legea deci, foarte clară. Nu... Ținând cont unde a fost adusă echipa aceasta, vă dați seama că ar fi culmea să cere în gaura de la Pandurea, Ferentă Nouă. Da, chiar așa. Chiar așa. Pentru că bine, știți că USM-ul a fost scos din jocul ăsta în ultimii ani. Joc care a dus nu Pandurii. Nu totalitate. Ba da. Nu a aparținut, eu cel puțin nu știu dacă a fost USM-ul implicată în actul de numire a managementului clubului, management care a dus echipa aici. USM-ul a avut un vot. Dar nu l-a impus pe X sau pe Y. Nu mai putea. La un moment dat când era... Păi da, dar vedeți că cei care au impus pe X-ul ăla pus de partidul Y, ar trebui să-și asume situația de acum a clubului Pandurii. Eu înțeleg unde bateți dumneavoastră, dar USM-ul dintotdeauna a avut un vot în Consiliul de Administrație la Pandurii și în Adunarea Generală a Acționarilor. Să nu uităm că USM-ul a avut un vot, domnule președinte. Foarte mult timp, în perioada asta tulbure, care a trecut din 2013 până în prezent, mai bine zis de la începutul 2014, s-au încercat fel și fel de tertipuri pentru ca USM-ul să nu participe și n-a participat foarte mult timp, pentru că au fost acțiuni în instanță, s-a revenit, nu știu dacă procesul e câștigat, e definitiv. A scăzut foarte mult puterea Uniunii ca și putere de decizie la clubul Pandurii, dar mult timp USM-ul a avut o influență decisivă la echipa, la clubul Pandurii. Da, pentru că președintele Uniunii a fost președintele clubului era Pandurii. Era Marin Condescu, care era și președintele clubului. Da, bine. Dar să nu uităm asta cu bune și cu rele, și eu zic cu mai multe bune, pentru că dincolo de faptul că s-au cheltuit foarte mulți bani, lucrurile au mers bine la Pandurii. Nu cunosc chestiunea asta de rotițe din fotbal. Și ce pot să spun? Pot să spun că în 2000 mergeam la unii prieteni în București și dacă spuneam că mă întorc în Târgu Jiu, spuneau în Valea Jiului. Da, și să nu uităm că în timpul... Confuzia, nu se mai... Totuși, credeți-mă, să știți, am văzut pe canalele naționale, de acord, dar să care spun că minerii din CEO sunteți de acord cu mine că totuși prin echipa de fotbal e mult mai cunoscut Târgu Jiu. În mod evident. Asta am vrut să spun. Nu, sigur, aici chiar putem fi de acord. Da. În mod evident, bine, echipa Pandurii putea să fie cel mai bun ambasador X, nici al Y, nici Z, pentru că a fost, cum să zic, a fost o multitudine de personalități de aici din Goș care au ajutat această echipă. Ideea este în felul următor. Care a fost prețul pe care l-am plătit? Pentru că până la urmă cu toții am plătit ca echipa să meargă bine, da? Nu a plătit președintele clubului la momentul respectiv sau cineva. Toată lumea a contribuit ca lucrurile să meargă bine la Pandurii, dar deci, în primul... contează și prețul pentru care prețul pe care l-am plătit pentru performanță. Foarte mult contează. Eu cred că a fost un preț foarte mare. Nu știu, nu știu nici dacă a fost mare, nici dacă a fost mic. Și ce cred că ar fi normal la echipa asta să facă? Și cred că, uitați, avem un nou președinte la Consiliul Județean, care este, conform statutului, membru AGA. Sigur. Da? Totuși, dânsul ar putea să auditeze acest club și să spună, domnule, cel puțin pe ultimii 15 ani, nu știu, stabile dânsii, uite, asta s-a făcut. Vizibil. Și atunci vom ști de ce au fost la un moment dat ceva ceea ce spuneți dumneavoastră sau altceva la alt moment. Și atunci lumea ar fi lămurită de ce s-a întâmplat acolo. Bine, noi am tot încercat să punem pe tapet situația de la Pandurii. Eu cred că dincolo de toba asta care s-a bătut în ultimii ani, adevărul e altul. Care? Asta e părerea mea. Că toba e mult mai stricată la un moment dat decât înainte. Bine, dar, e posibil. Nu eu hotărăsc și... Sigur. Noi considerăm, domnule președinte, că în acest moment, în Federația Națională Mine-Energie, s-a produs o ruptură. Nu considerați greșit. Trebuie să-mi explicați de ce consider eu greșit. Pentru că știu, domnule președinte, că anumiți colegi de dumneavoastră, care susțineau anumite personaje, de departe nu sunt de acord cu măsurile, cu deciziile luate. De majoritate, cum spuneți dumneavoastră. Păi să lămurim o problemă. Federația Națională Mine-Energie și implicit dezmembrământul său în teritoriu, Uniunea Sindicatului Minerii Oltenia, sunt formate din sindicate. Sindicatele sunt conduse de organe de conducere, nu de președinți. Da. Înțelegeți? În momentul în care, dau exemplu, din 54 de delegați, toți au votat această schimbare
În proporție de 100%? A, că au mai fost unii care n-au vrut să voteze, dar e treaba lor. Despre asta vorbesc. Păi da, dar încă o dată. Persoane vocale, da, dar din fosta echipă a Federației Mineri de la Cluj, PNM, poate au înțeles, altceva. Nu din... sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în momentul acesta. De ce treaba dumnealor? Nu vă interesează atitudinea aceasta. Pe mine mă interesează. Pe mine mă interesează. Care au fost vocali la un moment dat. Pe mine mă interesează. Mă refer la domnul Etăgan. Pe mine mă interesează în primul rând. Nu Etăgan, scuzați-mă, Iovan. Mă interesează. Păi Iovan nu e în Uniune. Încoată, repet, vă aduc statutul. Iovan nu mai e în Uniune de mult, de când a plecat trimis de tăticul lui Ciurel să plece în alte țări străine. Revin și spun că din punct de vedere sindical, decizia a sindicatelor. De sindicatele, inclusiv a domnului Mitrescu, a fost pentru această idee. Nu și domnul Mitrescu. Deci încă o dată, opțiunea dumneavoastră a văzut altfel lucrurile. Considerați că va avea pe viitor de suferit FNM-ul din cauza acestor fisuri? Nu. Deci FNM-ul va avea de suferit datorită problemelor în care a ajuns în care a ajuns sistemul energetic național. Pentru că până la urmă, cu excepția colegilor de la Brud, care nu sunt din sistemul energetic național, ceilalți colegi toți sunt din sistemul energetic național. Bine, și colegii de la Brud au probleme dumnealor. Da. Că sunt, știți, e compania Cupromin. Și sindicatul de acolo are cuprinde aproape toți salariații de la Brud, de acolo de la Cupromin, sunt la noi, la Federație. Dar în rest, repet, toate sunt din această plajă. Și avem, vedeți, declarații de grevă general în Valea Jiului, pentru că era următorul subiect pe care îmi doream să-l ating cu dumneavoastră. De acolo, cu toate susțineți aceste acțiuni? Aveți reprezentanți la complexul energetic deci, Hunedoara, domnule președinte? Dacă ne uităm pe declarațiile publice făcute și acum câteva luni când declarau colegii de acolo că vor face, declaram și eu sunt convins că nu numai sindicatul din FNM, declaram că și noi suntem solidari și vom face conform legii grevă de solidaritate. Greva generală este amenințarea celor din Valea Jiului. Da, încă o dată e dreptul dumnealor, pentru sigur, că, vedeți, au negociat un contract. Susțineți această idee? Păi, nu să zic concurajați, vedeți, o susțineți. Sunt niște pârghii foarte puține, de care în momentul de față noi ca și sindicate mai putem uza. Foarte, foarte puține. Asta o astfel de pârghie ultima... dată de lege e chestiunea aceasta, pentru că în momentul în care colegii de acolo, Sindicatul Muntele, au negociat un contract cu directorul de acolo, iar administratorul judiciar nu vrea să îl înregistreze, nu vrea că pot să ajungă și la astfel de chestiuni. Acum să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Bine, că nu pot eu să fiu mama omida să spun că se va întâmpla una sau alta. Dar suntem în aceeași federație, trebuie să fim solidari cu colegii de acolo, pentru că alături de problema lor foarte delicată și noi avem probleme mult mai delicate care trebuie puse pe tapet. Noi cei din complexul energetic Oltenia. Și le știți mai bine decât mine. A, că au fost generații și de unii foarte inteligenți manageri din trecut. Aia e treaba tua. Dar trăim în prezent. Acum sper să înțeleagă toată lumea chestia asta. Ce șanse de câștig credeți că ar avea o greva generală din Valea Jiului, domnule președinte? Poate ar face guvernul, nu neapărat guvernul de astăzi, guvernul la general, să privească într-un mod diferit față de cum a privit până acum sistemul energetic național. Pentru că, din păcate, în sistemul energetic național, în timp, s-au creonat niște piste aducătoare de bani foarte mulți pentru unii actori din acest sistem, iar pistele creonate pentru unii care i-au tot umflat cu zeci, sute de milioane de lei au făcut pe alții să se răcească, să intre pe pierderi, să... Știți foarte bine că ne vizează și pe noi. Și am mai spus, o știți de la celebrul nostru marș, că noi nu primim nici măcar o treime din prețul final al energiei, cu toate că scoatem cărbune, îl transportăm, îl procesăm, injectăm curentul ăla în rețea. Și restul, că se plimbă curentul pe sârmă, ia mai mult de două treimi. Și e normal? În mod evident, după mine, nu. În mod evident, nu este normal. Când ar pentru trebui că nicio țară nu e în chestiunea asta, ce în România. Dar reglementatorul, prin politicul care a condus acest reglementator, pentru că să nu uităm, până la urmă, reglementatorul ANR-ul este sub papucul Parlamentului. Parlamentul e al politicului. Majoritatea, la un moment dat, deci putea să facă anumite chestiuni. Deci nu pot să vină acum să spună, domnule, n-am putut să fac nimic. E ca și cum eu spune, domnule, eu nu pot să fac nimic la mine acasă, fiind cu ușile închise sau ceva de genul ăsta.
Bine, la fel de neputincioși au fost și în fața administrației prezidențiale, care au întors la legea energiei și sunt pesimiști care spun că n-are nicio șansă ca legea în forma nouă modificată să treacă până la... Bine, pesimiștii care vorbesc că nu va trece, că nu, că a fost un puncte-puncte, da, legea respectivă, să nu uite că au avut la un moment dat puterea totală în mână și puteau să o facă printr-o ordonanță de urgență, pe care Parlamentul a doua zi, dacă se strâmba cineva, o trecea ca lege. Sunt multe de imputat, dar repet, din păcate, fostului guvern. Din păcate, ce spuneți dumneavoastră e o chestiune foarte gravă la nivel național. Prezidenția nu a întors de la sine acea lege. Problema e că și-au dat cu părerea niște instituții ale statului fundamentale care n-au văzut că legea aceasta elimină neconcurența și îi spun, domnule, apare neconcurența. Păi unde apare? Mai departe, legea aceasta elimina transparența și transparența furtului din buzunarul nostru și mă refer la energia electrică care se exportă. Că toți vedem, că toți ne dăm seama, când merg băieții ăștia verzi, exportăm într-o veselie. Adică exportăm și banii dați de noi toți, de român. Da. Și atunci întreb și eu, unde este netransparența și neconcurența legii? Vă propun o scurtă pauză de publicitate, domnule președinte, după care revenim în studio, vorbim despre plusul pe care ar trebui să termine anul 2016 complexul energetic Oltenia. Știți despre ce vorbesc, bugetul așa, conturat un pic de actuala conducere. Bine, vorbim despre banii care ar trebui să meargă la grupul 5 de la Rovinari, 500 de milioane de lei, vorbea domnul Ilie aseară la colegul meu Eugen Mărunță într-o intervenție telefonică, bani care ar fi la bugetul companiei, trebuie doar aprobați pentru a merge la această investiție și în opinia domnului Ilie, în acest an ar trebui să înceapă și lucrările. Dar toate aceste discuții după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că alături de mine în platou este Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie Oltenia. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre ceea ce s-a întâmplat cu Uniunea, decizia luată în data de 2 septembrie vis-a-vis de viitorul Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia. S-a decis constituirea unei comisii care să se ocupe de dizolvarea acestui organism, despre care spune domnul președinte Pârvulescu că nu mai are niciun rol în momentul de față și era normală dizolvarea sa și nu putea fi transformat într-un ONG așa cum își doreau anumiți lideri de sindicat. Sigur, se va proceda și la împărțirea patrimoniului USMO, patrimoniu care înseamnă de fapt hotelul Mina din stațiunea montană Rânca și terenul pe care este acest hotel amplasat. Dar vorbim în partea a doua a emisiunii despre lucruri foarte importante legate de complexul energetic Oltenia. O să rog colegii din regie să pregătească un material, realizat de, cu domnul Ionel Ilie, managerul complexului energetic Oltenia, care anunță începerea lucrărilor la grupul 5, lucrări de modernizare la grupul 5. Vorbim după acest material, ne va spune domnul Pârvulescu dacă în opinia domniei sale e posibil ca lucrările de modernizare la grupul 5 de la Rovinari să înceapă în acest an, așa cum spune domnul Ionel Ilie. Așadar, materialul revenim imediat. Retehnologizarea grupului 5 de la sucursala electrocentrale Rovinari este discutată de mai mult timp, însă nimeni nu a făcut nimic în acest sens. Managerul interimar al CEO Ionel Ilie anunță că demararea lucrărilor la grupul 5 este aproape. Nu a fost nicio problemă legată de grupul 5 și Rovinari. Am auzit când m-a sunat despre asta discutat. Grupul 5 Rovinari, după ce se va reface, nu se va reface, se va actualiza de fapt, că nu se reface tubul de fezabilitate, va intra linie dreaptă. Nu va mai fi niciun motiv din partea Consiliului de Stabilire să nu ne dea voie să începem lucrările la blocul 5 Rovinari. Liderul de sindicat Manu Tomescu dă vina pe Consiliul de Supraveghere pentru întârzierea lucrărilor de la Rovinari. Noi ne-am gândit așa să numărăm zilele, să vedem cât le trebuie la cei din Consiliul de Supraveghere, pentru că spuneați dumneavoastră și directoratul. Eu cred că directoratul își dorește. Cel puțin asta cred și asta vreau să cred, dar l-am auzit odată și pe domnul Ilie la o comisie când spunea că e necesar, e vital grupul 5 pentru complexul energetic Oltenia, dar eu cred că piedicile sau nepăsarea este de undeva de la Consiliul de Supraveghere în sus. Reabilitarea grupului 5 de la Rovinar va costa aproximativ 140 de milioane de euro. Da, ați văzut, domnule președinte, ce spune domnul Ionel Ilie și pe bună dreptate întreba domnul Manu Tomescu
Chiar va fi CS-ul de acord cu investițiile la complexul energetic Oltenia? CS care în momentul de față cumva este ostil. Ce cred eu? Vă rog. Indiferent ce dorința a unii și alții asupra dimensiunii pe care o avea CEO peste 5 ani, acest grup se va face. Pentru că grupul acela va produce poate cea mai ieftină energie pe lignit de aici din CEO. Deci nimeni nu va renunța la o astfel de chestiune. Și de ce spun chestiunea asta? Pentru că există niște termene prin care unele grupuri vor ieși din funcțiune. Că trece durata de folosință, că tot la rovinari. Da. Și atunci nu cred că o companie, repet, indiferent de dimensiunea sa, își va permite să nu aibă un pol de profit maxim. Acesta va fi grupul 5 de la rovinari. Bineînțeles. Bine, să luăm pe rând. 500 de milioane de lei. Bun, acum legat bani, de bani, legat care ar trebui de legat de bani, din bugetul companiei. Legat de bani. Pe Planul Național de Investiții, chiar dacă legislația nu era completă, a fost completată de actualul guvern prin introducerea acelui contract cadru de finanțare a acestor investiții. Deci, repet, chiar dacă nu era în totalitate corect, de când a apărut din 2013, din decembrie, se puteau interveni, pentru că aveam putere la momentul ăla, Gorjul, pentru a modifica anumite obiective care sunt clare pentru noi și pe care putem să le facem. Clarificând această chestiune, puteam obține, chiar dacă nu obținem imediat, puteam obține cotă parte din valoarea acestei investiții într-un anumit interval de timp. Pe intervalul de timp în care îl făceam, să nu uităm totuși că această companie, dacă ar fi pe zero, ar avea surse de finanțare a investițiilor destul de importante. Și ar putea să facă. Mai departe, are totuși o anumită bonitate și vis-a-vis de împrumuturile care ar putea să le ia, de credite bancare pe care ar putea să le ia pentru aceste investiții. Pentru că dacă te duci la o bancă și spui, domnule, vreau să fac asta pentru că, uite, în 5 ani o amortizez, îți dă banca bani. Dar să vii cu documente clare în sensul ăsta. Din păcate, sunt multe chestiuni care nu s-au făcut în timp, care au dus la pierderea unor bani potențial în viitor prin acel Plan Național de Investiții, dar și chestiunea, să nu uităm, chestiunea cea mai delicată, chiar dacă, hai să spunem, în 2013 a fost aparent o echilibrare, bine, unii spun plus, dar un plus aparent, deci un profit aparent în 2013, a fost un profit pentru că am înregistrat niște venituri care știam clar că nu o să le vedem niciodată. Și vedeți impactul acum. Și 2014 a dus la chestia. Și 2015 s-au întâmplat aceleași chestiuni. Bun, deci asta, dumneavoastră ziceți că vedeți, un lucru e clar. Această investiție se, poate se va face. Da, se va face. Sunteți siguri pe chestia asta? Face. Întrebarea este când și de cine? Deci asta o decide structura organizațională de conducere care este îndriduită să aprobe astfel de investiții. Pentru că nu le aprobă. E probabil posibil, că nici directoratul... în opinia dumneavoastră, să înceapă lucrările anul acesta? Da. De ce nu? Pentru că știți ceva, ei au... Întrebarea zic de eu, ce nu e așa? Folosesc cuvântul ăla e nostru normal, așa oltenesc. E. Au lălăit-o. Da. De ce? Pentru că spuneau ei, domnule, nu a fost făcut proiectul integrat așa. Al grupului. Și s-a făcut pe bucățele de specialiști de la noi. Și vezi, doamne, ei n-ar avea încredere în specialiști de la noi și va trebui... cum de altfel se întâmplă în momentul de față, o firmă specializată... Șmecheră care să ia o căruță nu știu de dacă, bani... Nu știu dacă șmecheră, păi nu, dacă dar, așa se traduc dar e, o, e firmă recunoscută acestea, în tot sistemul energetic. Că șmecheră ar trebui organele statului, ele care ar trebui să urmănească șmecherii să spună dacă e sau dacă nu e. Eu știu că este o firmă recunoscută care trebuie să facă proiectul. Bine, de ce nu au făcut de la să început? Fie așa, să fie da. Așa. Eu sper că la momentul în care acest studiu de fezabilitate va fi făcut de firma X... Spunea domnul Ionel Ilie că nu mai e nevoie să merge pe acest studiu de fezabilitate. Nu, dar spunea tot la fel de bine că trebuie să fie confirmat de cineva. A, care și să vină, da, să vină firma confirmarea aceea. Că alea scosurile... alea sunt recuperările costurilor, deci perioada X de timp
Probabil că asta îi face pe unii care nu știu cu ce se mănâncă. Are CEO bani să suporte o astfel de investiție? CEO, în momentul de față, are bani decât să suporte ceea ce trebuie. Pentru că dacă nu vor înțelege în ceasul al 12-lea să nu mai risipească puținul care l-avem, va fi vașamar. Va fi vașamar de toți. Ce înseamnă doar ceea ce trebuie? Ce înseamnă doar ceea ce trebuie? Adică, cum să zic, suntem o mână de oameni, mai suntem. Da. Funcționăm sub norma de muncă peste tot. Așa. Deci va trebui să înțelegem că mâna asta de oameni trebuie să funcționăm strict susținută pe ceva. Strict bine. Pe ceva. Adică să nu mai risipim resursele de la Est la Vest, de la Sud la Nord și dăm puțin la fiecare și toate instalațiile, toate liniile tehnologice din cariere, instalațiile din termocentrale arată, hai să zic, instalațiile mai puțin că au mai făcut între timp acele reabilitări. Dar vorbesc strict de activitatea minieră. Din păcate, situația tehnică a liniilor tehnologice e dezastroasă. Pentru că în momentul în care o revizie te costă 2 lei și tu o faci cu 50 de bani, e clar că nu o faci cum trebuie. Cred că mă înțelegeți. Da. Asta bine, asta nu înseamnă că lucrările la grupul 5 ar fi risipă de bani, nu, în mod evident. Deci, încoate, repet, deci trebuie conducerea aceasta viitoare să înțeleagă să nu mai risipească resursele. Iar o astfel de resursă nerisipită ar fi în grupul 5. De altfel și în unele cariere care trebuie să se dezvolte. Directoratul este de acord cu investiția. Trebuie să aprobe CS-ul. Spuneați dumneavoastră da, că și adunarea generală a acționarilor trebuie să fie... sumelor vorbim de pentru milioane competența de euro, fiecărei entități. Vorbim că este de milioane de euro. Directura CS AGA. Probabil că și AGA va trebui să aprobe. Că această suma va fi investiție pentru mare, că e mare. Este o investiție de amploare. Bine, AGA adică ministerul. Ministerul. Da. Și reprezentanții fondului proprietatea. Bineînțeles. Pentru că până la urmă totuși au 20%, bineînțeles. 20 și ceva, la 100, aproape 21% de procente din activele complexului energetic Oltenia. Cu toate că, nu știu, dacă... trebuie să fie votul acela calificat cu 90%, cum e de altfel la modificarea statutului. Din cauza acestei prevederi în statut, multe proiecte sunt blocate de fondul proprietatea, care are o putere probabil prea mare pentru procentul de active pe care îl deține în cadrul companiilor de stat. Dar asta este o altă discuție, că deci revin la grupul 5, împiedică grupul permanent. 5, credința mea, bine, cu probabilitatea aproape maximă, este că se va face. Începând din anul acesta. Eu așa sper. Ziceți că CS-ul... Bine, este o decizie importantă, domnule președinte. Să aprobi o astfel de investiție este o decizie importantă. Considerați că este îndreptățit CS-ul sau Directoratul Complexului Energetic Oltenia să ia astfel de decizii? Păi bineînțeles, pentru că vedeți dumneavoastră, păi sunt interimari, dar lucrurile trebuie să meargă mai departe. Managementul în energie nu se face pentru astăzi, trebuie să-l faci pentru mâine. Da. Dacă îl faci strict pentru astăzi, uite ce s-a întâmplat cu noi. Că s-a făcut management pentru astăzi, ani de zile. Și suntem în situația în care suntem. Și dacă nu vor înțelege acești manageri că trebuie să facă management astăzi pentru mâine, poate mâine nu va mai fi. Că asta e adevărul. Și repet, alături de investiția în grupul 5 de la Rovinar, trebuie făcute investiții urgente în zona minieră, pentru că altfel degeaba o să facem un grup extraordinar dacă o să avem un preț de cost la tonă de te doare... Ce ziceți de stocurile de cărbune? Păi, 600 de milioane de tone. Știți, pe mine mă face să zâmbesc un domn care afirmă pe blog, că mai citesc și eu. Da. Domnul Ciurel, ca să... Mi-a dat domnul Mitrescu această pârtie și v-a nu puteam să... link-ul și nu puteam să citesc așa ceva. Site. Deci, dacă ar face o astfel de afirmație cineva care n-a avut tangență cu această companie, în sfârșit, e cineva care vede. Dar când rezultatul activității miniere de astăzi este dat de rezultatul an de an al activității miniere, și vă dau un exemplu. Păi dacă cariera asta are un raport general de descoperte, adică cât seril trebuie să dai la tona aia de cărbune, 6 la 1 și tu dai 4 la 1, adică 6 metri de steril, metri cub de steril pentru o tonă de cărbune și tu dai 4 metri pentru 1 an de zile, nu e normal că la un moment dat trebuie să dai și diferența aia? Da. Că nu se evaporă steril, nu s-a găsit încă metodă de a evapora, poate a găsit domnul Ciurel. Deci nu știu de ce își pune dânsul astfel de întrebare, că actualii nu sunt capabili. Bine, încă o dată, poate, dar nu spune cu gura plină, actualii sunt și foștii în activitatea minieră.
și a trebuit să aibă responsabilitatea de ce activitatea minieră a ajuns aici. Bine, că nu au fost în, deci eu, înlocuiți toți directorii din CEU, nu e vina lui Ciurel. Eu sper din tot sufletul să fie o iarnă, cu o lună ianuarie, ca anul acesta, ianuarie 2016, pentru că atunci poate toți factorii responsabili s-ar uita mai cu atenție când le va sări populația în cap la sectorul ăsta. Deci, și nu e exclus să se întâmple. E posibil ca stocurile de cărbune la 1 octombrie să fie la un nivel normal, adică peste 1 milion de tone? Păi degeaba sunt la... Deci cum să zic? Poți pe termen scurt să-ți faci un stoc rezonabil. Problema e că acest stoc trebuie să-l ai, acest stoc rezonabil, stocul acesta de siguranță, trebuie să-l ai pe toată perioada de iarnă. Pentru că degeaba am stocul acesta de siguranță la 1 noiembrie dacă nu l-am la 1 februarie și luna februarie este cu minus 20 de grade 28 de zile. Asta e problema. Deci de asta spun, responsabilitatea acelora care au făcut această situație. Bine. Asta acum, deci este o perioadă în care oamenii, angajații complexului energetic Oltenia, trebuie să beneficieze de acea cotă de cărbune. Auziți? Este cota, păi, este cărbune pentru a li se da oamenilor. Haideți să ne uităm, dacă luat o salariație, ar fi vorba de 150.000 de tone. Păi ce 150.000 de tone? Nesemnificativ. La compania, bineînțeles. Nu asta e problema. Ar putea fi un pretext din partea conducerii complexului de a nu da oamenilor cărbunele? Nu, pentru că s-a început. S-a început. Da. Deci din aceste vedere, pentru că nu influențează, repet, timpul trece foarte nimic. Repede și vreau să mă întreb de bugetul companiei. Ați văzut care este propunerea ministerului pe 2016? Dar vine domnul Ilie și spune, stați un pic, o să fim pe plus, bine. Să dea Dumnezeu. 4 milioane de lei, spunea domnul, să dea Dumnezeu. O să o sumăm pe aici. Să dea Dumnezeu. Deci oricum, din punct de vedere al cheltuielii salariale, a cheltuielii cu munca vie, sigur va fi în regulă, pentru că sunt bugetați mult mai mulți bani pe cheltuieli cu disponibilizații decât se fac în realitate, care oricum sunt mult mai mult decât eventualele sume care se pot folosi de salariații, acești 1300 care rămân pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie. Și e posibil, încă o dată, să putem vinde și noi mai bine, că încă o dată nu vine nici bine, nici prost în momentul de față, dar vindem așa, pe o linie de echilibru, cât de cât. Acum, depinde din acele certificate de carbon, dacă anul acesta vom face o achiziție mai mare decât anii trecuți. Pentru că altfel iar o să fie o presiune pe primele 4 luni asupra fluxului financiar în companie și știți ce s-a întâmplat anul acesta. Înțeleg de la dumneavoastră, domnule președinte, că nu vă numărați printre membrii Federației Naționale Mine Energie care îl susțin pe Laurențiu Ciurel să candideze la parlamentare. Spunea că se bucură inclusiv de susținerea unor membrii ai Federației. Auziți? Eu cred că partidul care l-ar primi pe Laurențiu Ciurel să candideze pe listele sale e partid kamikaze. Stați că PSD-ul i-a primit candidatura, dar nu îl va pune pe liste. Ziceți? Nu. Păi dacă l-ar pune pe liste, de la un potențial 40-40% cât au ei acum în statistică, ajung la 30% fluierând. Deci dacă își doresc asta, să și-l pună. Bine, dar sunt, acum trebuie să recunoașteți că sunt persoane care zic că era mai bine la Ciurel, că nu da, eram așa zic că stresat, e inconștienți, era... Zic că e inconștienți care au primit două clase, adică 50 de lei și au pierdut 300 de lei pe lună. Aia da, pot să zic, dar majoritatea, ăla cu clasa 5 care n-a luat nimic și a luat... Îi cunoașteți pe colegii noastre din FNME care îl încurajează pe domnul Ciurel să candideze? Nici nu există așa ceva. Deci chiar și membrii PSD din federație nu ar încuraja pe... Nu vedeți că și în PSD sunt anumiți domni care... Acum, că sunt lupte interne, asta e de înțeles. Neapărat, nu, dar că revin, nu la, revin la federație, repet. Și membrii PSD din federație pe care îi cunosc nu îl susțin. Declarativ au spus asta, nu doar că dumneavoastră păi crede. Nu, declarativ și în fața șefilor de partid de acolo, de la ei din organizațiile locale. Ia auziți, și mai sunt ținuți în PSD? Poftim? Mai sunt ținuți în PSD? Da, sau pentru așa că, vedeți, nu Ciurel aduce voturi PSD-ului și aia, oamenii aia simpli de jos aduc voturi PSD-ului. Asta trebuie să înțeleagă conducerea unui partid până la urmă. Că nu toți sunt locomotive, cum a fost Vadim la un moment dat, cum a fost Băsescu la un moment dat. Toți depind de ea de jos.
Bine, suntem la final, dar nu închei până, fără să vă întreb, vorbeați despre liniile, în general despre starea deplorabilă tehnică, în care, deplorabilă în care se găsește de în momentul de față. De ce la funcționării? Ce se va întâmpla? Ce revendicări aveți la întâlnirile cu administrația din acest punct de vedere? Vă aude cineva, domnule președinte? Păi, în primul rând, ei ar trebui să conștientizeze, dar acest lucru nu se întâmplă. Încă o dată am spus-o și o să o repetăm, cel puțin noi ca federație mereu, să nu mai risipească resursele, pentru că dacă le risipim, s-ar putea să ne trezim mâine fără nimic. Sper să înțeleagă. Mulțumesc. Încă mai e timp să înțeleg. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune.